Regulamentul Comisiei Europene în ceea ce privește condițiile de autorizare a unor substanțe active s-a modificat. S-a ajuns până la interzicerea utilizării și vânzării semințelor tratate cu produse de protecție a plantelor care conțin aceste substanțe active. Ele sunt clotianidin, tiametoxam, imidacloprid. Astfel, până la 30 septembrie 2013, statele membre modifică sau retrag, după caz, autorizațiile existente pentru produsele de protecție a plantelor care conțin aceste substanțe active. Eventualele perioade de grație acordate statelor membre sunt cât mai scurte posibil și se întind până cel târziu la 30 noiembrie.